A început maratonul evenimentelor dedicate zilelor Constanței. Mai multe concerte, expoziții și evenimente sportive se organizează în perioada 17-21 mai. În această seară vor urca pe scenă, printre alții, Iuliana Beregoi și The Motans. Iubitorii sportului vor avea parte de activități inedite organizate de Clubul Sportiv Municipal Constanța. Maratonul distracției se va încheia în seara de 21 mai cu un spectacol de drone și artificii. Pentru aceste evenimente, până pe 20 mai, se va restricționa circulația rutieră pe Bulevardul Tomis, între Bulevardul Ferdinand și Strada Traian, inclusiv la intersecția cu Strada Dragoș Vodă.